Versetul citit astăzi și programat pentru ca să susțină tema ascultării rugăciunilor noastre, promisiunea că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre, face parte dintr-o conversație pe care Domnul Iisus Hristos o are cu ucenicii după ce le-a spălat picioarele. Conversația începe încă din capitolul 13 din Ioan, devine din ce în ce mai intensă, aproape că se transformă într-o cuvântare, într-un mesaj al Domnului Iisus Hristos, începând cu capitolul 14, cu foarte puține întreruperi. M-am uitat, de exemplu, pe paginile 1046 și 1047 în Scripturi. În afară de titluri și de trimiteri, în textul biblic este doar un verset în care nu vorbește Domnul Iisus Hristos. Și introducerea unui alt verset, câteva cuvinte. În rest, pe ambele aceste două pagini sunt doar cuvintele Domnului Iisus Hristos. Continuând în capitolele 15, 16, apoi culminând cu rugăciunea Domnului Iisus Hristos din capitolul 17, după care în capitolul 18 din Ioan, după ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi și urmează prinderea Domnului Iisus Hristos și patimile Domnului Iisus Hristos. Cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos de la capitolul 13 și până la capitolul 17 inclusiv, se centrează pe relația dintre mântuit, copilul lui Dumnezeu, și Domnul său. Și are ca centru ascultarea rugăciunilor noastre. Și sunt câteva lucruri foarte importante, mai ales în capitolul 14, dar care se repetă pe parcursul cuvântării Domnului Iisus Hristos pentru ucenici. Și aș vrea să menționez câteva dintre aceste lucruri esențiale care garantează răspuns la rugăciunile noastre. Vreau să subliniez de la început un lucru pe care l-am spus de mai multe ori. Nu există nicio făgăduință necondiționată în Sfintele Scripturi. Iată de ce, pe parcursul acestor capitole, veți vedea în cuvântarea Domnului Iisus Hristos, repetat de nenumărate ori, aproape că cel mai repetat cuvânt este dacă. Dacă. Și probabil să ne uităm la câteva dintre acestea. Versetul 14 din Ioan 14, dacă veți cere. Versetul 15, dacă. Versetul 28, dacă m-ați iubit. Inclusiv în capitolele 16 și 17, de nenumărate ori găsim acest cuvânt, dacă. Și este foarte important să cunoaștem aceste condiții, pentru că nouă ne-ar place ca toate făgăduințele pe care ni le face Dumnezeu, toate promisiunile sale, să se împlinească gratuit în viețile noastre. Acum, prețul
pentru toate făgăduințele a fost plătit de Domnul Iisus Hristos, pentru că în El sunt aceste făgăduințe. Fără Iisus nu există făgăduințe. Dacă ne uităm la toate legămintele pe care Dumnezeu le-a făcut în istorie, ele au o componentă mesianică, inclusiv cele din Vechiul Testament. Cu atât mai mult, legământul mesianic prin Domnul Iisus, toate făgăduințele Lui sunt datorită Domnului Iisus Hristos și prin El. Pentru că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dar ele sunt condiționate. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm puțin la condițiile ascultării rugăciunilor noastre. Prima condiție despre care ne vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu este să cerem. Dacă cereți, dacă cereți. Versetul 14. Dacă veți cere ceva. Acum, noi dorim să avem control asupra vieților noastre. Există un instinct al nostru să nu depindem de nimeni. Dacă vedem pe cineva că cere, îl numim cerșetor. Sunt câteva instanțe extrem de jenante în Scripturi unde Domnul Iisus Hristos răspunde pozitiv cererii cuiva. Vorbește în termeni pozitivi și încă cereri insistente. În pilda celui care merge la miezul nopții la prietenul lui să-i ceară pâi, pentru că are musafir și n-are ce să le dea să mănânce. Jena acestui om de a fi luat prin surprindere de musafir și a n-avea ce să le pună pe masă, e mult mai mare decât jena de a se duce și a bate insistent la poarta prietenului său să-i ceară pâi. Ci insistă. Și Domnul Iisus Hristos apreciază spiritul acesta, spunând că și noi, dacă cerem de la Dumnezeu, vom primi. Și se referă chiar la Duhul Sfânt, la botezul cu Duhul Sfânt. Este categoric că Dumnezeu apreciază actul de a cere. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Cereți și vi se va da. Dragii mei, înțeleg rezervele noastre de a cere, de a ne face vulnerabili, de a ne expune oamenilor care și-ar face o părere proastă despre noi. Că cerem ajutor într-o direcție sau alta. Dar omul necăjit, când epuizează toate celelalte variante, dacă n-are încotro, cere. Și ascultați-mă, nu e păcat să ceri. Vine vremea când nevoia ta, când criza din casa ta sau din viața ta este așa de mare încât depășește jena, rezerva de a merge la cineva și spune: ajută-mă, fă ceva pentru mine. Și Dumnezeu știe că în viața aceasta pe pământ ne confruntăm cu situații limită, când dacă nu ne ajută cineva, nu ne descurcăm. Și primul și cel mai important la care trebuie să apelăm este Dumnezeu. M-aș ruga, aș dori ca înainte de a apela la oricine, înainte să apelăm la frații,
înainte să apelăm la prieteni, înainte să apelăm la doctori, înainte să apelăm la bănci, înainte să apelăm la oricine, să ne ajute Dumnezeu să apelăm la Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că n-ai să te duci la cei din jurul tău când te arde, când te ustură, când te doare. Cereți, dacă veți cere. Știți că omului Dumnezeu Iacov, în capitolul 4, versetul 2 zice: voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți. Este Iacov 4 cu 3. Iacov 4 cu 3. Cu 2, pardon. Cu 2. Iacov 4 cu 2. Și nu aveți pentru că nu cereți. Lasă versetul acolo. E păcat să poftești, e păcat să ucizi, e păcat să pismuiești, să invidiezi, e păcat să te cerți și să te lupți. Pentru astea, da, să ne fie jenă, să ne fie rușine. Dar să cerem? Nu aveți, nu pentru că nu ucideți, nu pismuiți, nu izbutiți. Lumea de astăzi, asta este atmosfera lumii de astăzi. Astea sunt lucrurile pe care le fac oamenii ca să capete, ca să aibă. Și nouă creștinilor Dumnezeu ne spune: nu. Voi trebuie să cereți. Și ce păcat că mulți credincioși care au o cale așa de ușoară către a avea împlinirea rugăciunilor și a dorințelor lor, în loc să ceară, fac și ei ce face lume. Ucideți, pismuiți, poftiți, vă certați și vă luptați. Și nu aveți. Dacă cereți, frați și surori, ce rugăciuni să ne asculte Dumnezeu dacă nu cerem? Acum, atenție! Când ne rugăm și îl lăudăm pe Dumnezeu, când îi proclamăm măreția, asta este un lucru foarte frumos. Aceste rugăciuni Dumnezeu le primește ca pe niște jertfe. El le primește. Primește laudele, primește aprecierile noastre, pricepe proclamările măreției sale. Dar ca să ne răspundă, ca să asculte rugăciunea noastră, trebuie să fie cereri. Nu trebuie niciodată să cerem fără să-i proclamăm măreția, nu trebuie niciodată să cerem fără să-i mulțumim. Dar nu uitați, centrul de greutate al unei rugăciuni este ceea ce cerem. Știți că Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon și a spus: cerem. Ce vrei să-ți fac? Ce vrei să-ți dau? Cerem. Cererea este foarte importantă. Și aici este condiția pusă de Domnul Iisus Hristos și de Apostolul Iacov ca să primim răspuns, să fim ascultați. Cereți. Nu aveți pentru că nu cereți. Așa este mai demn, nu? Să ne luptăm, să lovim, să îmbrâncim, să călcăm în picioare, decât să cerem. Cererea pare o expresie a slăbiciunii, a vulnerabilității, a micinii. În împărăția lui Dumnezeu, cel mai
în alt act de interacțiune între cetățeanul împărăției și Domnul împărăției. Este să mergem și să-i cerem. Dumnezeu iubește cererile. Vă aduc aminte că în vechime, să ajungi la împărat, știți istoria lui Ester, dacă nu îți întindea toiagul, ajungeai la călău. Îți pierdeai viața, nu conta cine ești. Puteai să fii mama sau tata împăratului, puteai să fii nevasta împăratului, puteai să fii copilul împăratului. Nu te prezentai în fața lui fără să fii chemat și dacă te duceai de capul tău, erai între viață și moarte. Îți întindea toiagul, trăiai. Nu îți întindea toiagul, erai condamnat la moarte. Și când s-a dus Estera, împăratul i-a întins toiagul. Închipuiți-vă cât de stresată a fost această femeie, care nu s-a dus pentru ea, în primul rând, s-a dus pentru soarta întregului ei popor. Era vorba de supraviețuirea întregii ei națiuni, să porți pe umeri povara familiei tale. De multe ori e zdrobitoare această povară. Să porți pe umerii tăi viitorul și supraviețuirea întregii națiuni. Și după 3 zile de post, femeia aceasta s-a prezentat înaintea împăratului, care i-a întins toiagul și a spus: împărăteasă Estera, cere ce vrei și îți va fi dat, și jumătate de împărăție îți dau. Dragii mei, înaintea tronului împăratului, toiagul stă întotdeauna întins pentru copiii lui Dumnezeu. Sentința la moarte a plătit-o Hristos, că noi nu ne puteam apropia. Vreau să vă spun că împotriva noastră stătea o sentință implacabilă. Apropierea de Dumnezeu era imposibilă. Dacă ne-am fi apropiat, eram nimiciți. Și atunci Hristos a luat asupra Lui toate păcatele care puneau un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și ne descalificau să-I cerem noi vreodată ceva Lui. Și s-a dus El și Lui nu-I s-a întins toiagul. A fost părăsit pentru o clipă. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În momentul în care Hristos s-a luat pe sine și s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a întins toiagul, i-a întins paharul. Pentru că acum eu și tu să stăm în fața unui toiag întotdeauna întins, întotdeauna gata să ne primească și nu ne dă jumătate din împărăție. Pentru Dumnezeu e prea puțin, spune El, vă dă cu drag împărăția. Măriți să fie Domnul! Cereți fraților, cereți surorilor! Nu e nicio rușine să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-I cerem. Dacă cereți, în al doilea rând, dacă credeți, trebuie să credem. Să nu fi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. Vedeți, problema credinței este o foarte mare problemă. Ia auziți ce spune tot Iacov în capitolul 1. Zice, vorbește despre a cere înțelepciune. Știți ce cred eu la ora actuală? Cea mai mare nevoie a copiilor lui Dumnezeu în vremea de astăzi este nevoia de înțelepciune. Unii cred că avem nevoie să cerem râvnă. E bună și râvnă. Însă marea mea teamă este că bisericile noastre sunt pline de oameni cu râvnă și fără pricepere.
fără înțelepciune, fără discernământ. Și aici spune, trebuie să ceri înțelepciune. Nu-i așa? Înțelepciunea este cel mai greu lucru de cerut. Pentru că în termeni mai brutali sună cam așa, Doamne, dă-mi minte. Doamne, dă-mi minte. Și foarte greu să te duci și să te rogi, Doamne, dă-mi minte. Împăratul Solomon, când a fost provocat de Dumnezeu să ceară, a spus, Doamne, poporul acesta este prea mare și cu probleme prea mari pentru mine. Eu am cunoștințe prea limitate, sunt prea tânăr, fără experiență, dăm înțelepciune. Atât de impresionat a fost Dumnezeu de cererea lui Solomon, că nu i-a dat înțelepciune, i-a dat înțelepciune mai multă decât la toți oamenii din lume. L-a făcut cel mai înțelept om din lume. Și a spus așa, pentru că n-ai cerut nici bogății, n-ai cerut nici putere, n-ai cerut, ai cerut înțelepciune, pentru că te-ai înjosit. Am să-ți dau tot ce n-ai cerut. Am să-ți dau slavă, am să-ți dau putere, am să-ți dau bogății și o să-ți se ducă vestea. Dragii mei, cerut înțelepciune, probabil că am anticipat un pic, dar ascultați ce spune versetul 6 din Iacov 1. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării tulburat și împins de vânt încoace și încolo, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Trebuie să cerem, dar trebuie să credem. Ce trebuie să credem? În primul rând, trebuie să credem că Dumnezeu e Dumnezeu. Că Dumnezeu le are pe toate. Nu te duci să ceri nu te duci la un magazin de îmbrăcăminte să cumperi mâncare. Însă la Dumnezeu te duci pentru toate cele. Pentru că El le are pe toate. Mărit să fie Domnul. Care e problema ta? Care e necazul tău? Care e lipsa ta? Care e cererea ta? Ați observat că din ce în ce mai mult au apărut aceste mega magazine unde se găsesc de toate. Îmbrăcăminte, încălțăminte, scule de lucru, haine de toate, mâncare, tot ce vrei. Ești la un singur magazin și găsești de toate. Eu numai mașini mici nu găsești acolo atâta. Și case, da. În rest, și pentru mașini și pentru case găsești aproape de toate. Dumnezeu le are pe toate în cămările Lui și le are din abundență și le are pe toate bune. Știți, spune cuvântul Lui Dumnezeu, că orice dar bun și desăvârșit, tot în Iacov, capitolul 1, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Asta înseamnă, frați și surori, să credem că Dumnezeu are. În al doilea rând, trebuie să credem că Dumnezeu vrea. Așa s-a spus la timpul de rugăciune. Dumnezeu vrea. El ne dă cu drag. Împărăția înseamnă lucrurile împărăției. Dumnezeu nu e un Dumnezeu zgârcit. Dumnezeu vrea. Al treilea rând, Dumnezeu poate.
Trebuie să credem. Una dintre cele mai mari probleme pe care le avem este că nu-L putem conecta pe Dumnezeu cu problema cu care ne confruntăm. Trebuie să creezi o punte de legătură în mintea și în inima ta între problema cu care te confrunți și Dumnezeul tău. Pentru că numai atunci când vei crea această punte de legătură, relevanță, problema ta se potrivește cu Dumnezeu și Dumnezeu se potrivește cu problema ta. Tot ce ține de ființa ta se leagă de Dumnezeu, de dragostea Lui, de dorința Lui, de puterea Lui. Nu vedeți că în Dumnezeu avem concentrate toate specialitățile vieții? Ori de câte ori ai o problemă, te duci la doctorul de familie, de medicină generală și îți te trimite la un specialist. Și uneori specialistul ăsta te trimite la un alt specialist mai bun. Bați drumurile luni de zile de la specialist la specialist. Dumnezeu este totul. El cunoaște toate specialitățile vieții pentru că El este Creatorul nostru. Dacă crezi acest lucru, niciun aspect al vieții tale, nicio problemă, nicio lipsă, nicio cerință a vieții tale nu va fi desconectată de Dumnezeu. Dumnezeu este măsura care se potrivește la toate. Iată, dar, dacă credeți. 3. Trebuie nu numai să cerem, nu numai să credem, trebuie să Îl cunoaștem pe Dumnezeu. Trebuie să Îl cunoaștem. Și în pasajul acesta, cuvântul Domnului ne vorbește în mod repetat de cunoaștere. Versetul 20, în ziua aceea, Ioan 14:20, veți cunoaște că Eu sunt în Tatăl Meu și voi sunteți în Mine și că Eu sunt în voi. Apropo de cunoaștere, știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, nu știm unde te duci, nu știm calea într-acolo. Atunci versetul 7 spune, dacă m-ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo Îl veți cunoaște și L-ați văzut. Și vine și spune, cum L-am văzut noi pe Tatăl? Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați numai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cunoașterea este foarte importantă. De ce? Știți când părinții noștri nu ne-au dat ce le-am cerut? Într-o mare măsură. Atunci când am cerut lucruri care ne făceau rău. Dacă ai cerut să te joci cu ceva care te rănea, părintele nu ți-a dat. Problema e că tu erai copil și n-aveai discernământ, n-aveai cunoștință. Acum, când noi ne ducem la Dumnezeu, noi trebuie să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile pe care le cerem, trebuie să le cerem după voia Sa. Și atenție! Hristos a venit pe pământ să ne-L facă cunoscut pe Tatăl. Să aducă în noi cunoștința Tatălui. Să ne arate pe viu caracterul Tatălui. Principiile Tatălui. Purtarea Lui a fost o aplicație a caracterului lui Dumnezeu. Cine L-a văzut pe Hristos, L-a văzut pe Dumnezeu. Nu L-a văzut cu ochii aceștia, a, uite cum arată Dumnezeu. Nu. Cunoașterea de Dumnezeu, dragii mei, nu are de-a face cu fizionomie. Fizionomia lui Dumnezeu nu sunt trăsături de față, sunt trăsături de caracter. Că Dumnezeu e Duh. Dumnezeu nu are un contur cum avem noi. Ceea ce noi cunoaștem, cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Asta Îl definește pe Dumnezeu. Astea sunt trăsăturile lui Dumnezeu. Asta este imaginea lui Dumnezeu. Și când Hristos a venit pe pământ, nu i-a făcut nimeni nici pictură, nici statuie, pentru că El nu ne-a adus o formă a feței, o culoare a pielii,
ca să devină reprezentativă. Văzut că cei de culoare au o mare problemă că Iisus e alb. Unii dintre noi l-am vrea și mai alb. Ascultați-mă, astea toate sunt prostii. Când a venit Hristos pe lume, sculptura era în apogeul ei. Nu s-a mai sculptat niciodată ființa umană cum s-a sculptat în vremurile acelea, de către greci și de către romani. Dacă era necesar să vedem cum arată Hristos, cel mai bun sculptor din lume era plătit să-l sculpteze pe Iisus. Să vedem și noi, ne uităm la el. L-am văzut pe Iisus. Nu, fraților, astea nu au fost importante. Au fost așa de neimportante că în Biblie nu e măcar un verset să ne spună și nouă cum arăta Hristos. Ce trăsături avea. Nici măcar un verset. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit, prin purtarea Lui și prin cuvintele Lui, ni l-a prezentat pe Tatăl și noi l-am văzut pe Tatăl, am văzut caracterul, am văzut trăsăturile, am văzut identitatea principiilor sale. Asta a făcut Hristos. Când vine Duhul Sfânt, ne-l face de cunoscut pe Hristos. Ne aduce aminte de cuvintele lui Hristos, spune aici în Ioan 14. Și potrivește caracterul nostru cu caracterul lui Hristos. Îl aduce pe Hristos în viața noastră, cum Hristos l-a adus pe Dumnezeu în viața noastră, îl aduce pe Hristos în comportamentul, caracterul său, în toate trăsăturile sale și manifestările sale. Dar trebuie să existe această cunoaștere. Cunoașterea vine prin cuvânt, prin auzirea cuvântului. Dacă m-ați cunoaște. Cum? Foarte interesant. Cunoaștere este o lucrare. Fratele păstor Adi a vorbit, nu știu dacă nu cumva, duminica trecută, despre această cunoaștere. A fost chiar o concluzie a unui mesaj. Și este foarte importantă. Și am să vă spun de ce. Pentru că această cunoaștere se realizează doar prin Duhul Sfânt și se realizează doar pentru cetățenii împărăției, doar pentru copiii lui Dumnezeu. Este o cunoaștere specifică copiilor lui Dumnezeu. Ascultați ce spune în, cred că 2 Corinteni, 2 Corinteni capitolul 5, unde este vorba de făptura cea nouă. Ia auziți ce spune aici cuvântul Domnului, de la versetul 11. Ca unii care cunoaștem deci frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți pentru Dumnezeu, ne-am ieșit dacă suntem întregi la minte pentru voi, suntem căci dragostea lui Dumnezeu ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Iată o cunoaștere nouă. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Este o cunoaștere pe care nu o primim prin înțelepciunea lumii acesteia, prin simțuri, prin percepții, ci o primim prin Duhul Sfânt, care aduce această cunoaștere de Domnul în viețile noastre și o face reală. De ce trebuie să-L cunoaștem? Pentru că dacă nu-L cunoaștem, nu știm cum să ne rugăm.
Și acum ascultați ce spune Iacov. Și cu asta am să închei și o să continui de seară, pentru că mai sunt încă patru lucruri referitoare la ascultarea rugăciunilor noastre. Ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, capitolul 4. Am citit deja versetul 2. Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Și acum ascultați versetul 3. Sau cereți, cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău. Cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Nu e suficient să ceri și nu e suficient să crezi. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu ca să ceri potrivit caracterului și voiei Lui. Tu trebuie să știi ce îi place lui Dumnezeu și ce nu îi place lui Dumnezeu. Hoțul când se duce la furat, degeaba zice Doamne ajută, că Dumnezeu n-ajută hoția. Dacă te duci la Dumnezeu și îl rogi să-ți blesteme dușmanii și să-i facă praf, înseamnă că nu-l cunoști, pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci vrea mai degrabă îndreptarea lui. Un credincios adevărat nu cere niciodată ceva împotriva caracterului lui Dumnezeu. Ci el când îl cunoaște pe Dumnezeu, și de aia trebuie să-l cunoască pe Dumnezeu, ca să se roage potrivit caracterului lui Dumnezeu și potrivit voiei lui Dumnezeu. Dragii mei, când Domnul Iisus Hristos, și nu mă refer doar la voia caracterului său, ci la voia lui specifică pentru noi, când Domnul Iisus Hristos a dus în Ghețiman și a spus, Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul, sunt trei motive pentru care a spus lucrul ăsta. În primul rând, sfințenia lui, care s-a scârbit, s-a înfiorat în fața mizeriei, că în pahar era mizeria păcatelor noastre. În al doilea rând, când Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul, a vrut să demonstreze că nu era altă soluție decât El și jertfa Lui pentru mântuire. Că Dumnezeu a spus, îmi pare rău, dar nu există altă soluție. Tu trebuie să te jertfești. Dar în al treilea rând, a dat un model practic pentru rugăciunile noastre. Pentru că până și Domnul Iisus Hristos a spus, voia ta să se facă. Și toate rugăciunile noastre ar trebui să aibă această componentă a cunoașterii voiei lui Dumnezeu. Cum ajungem la cunoașterea voiei lui Dumnezeu? Vă dau mai întâi cazul lui Pavel, care a avut un țepuș în trupul lui. Aici în 2 Corinteni 5, când spune, vă uitați la înfățișare, el se compară cu ceilalți apostoli, mai ales cu iudaizatorii care umblau și erau bine mersi, el avea un defect în trup. Că le-a spus, zice, când am venit prima dată, vă venea să vă dați ochii din cap pentru mine și nu v-ați uitat cu silă la înfățișarea mea. N-a spus, ăsta nu e fotogenic. Da. Ei, Pavel a avut un țepuș în trupul lui care l-a chinuit grozav și el a crezut că e un impediment pentru vestirea Evangheliei. Îi face pe oameni să se uite cu rezerve, cu silă la el. Și ar fi vrut să scape de țepușul acesta crezând că va fi mai bine și pentru Evanghelie și pentru el. Călătorea foarte mult, nu? Și de trei ori m-am rugat. Acum, aici sunt două lucruri care trebuie să le înțelegem. Numărul unu. Până nu primești răspuns de la Dumnezeu, atunci când faci o rugăciune care generic stă în caracterul lui Dumnezeu. Vreau aici să fac o paranteză. Nu toate rugăciunile care se potrivesc caracterului lui Dumnezeu vor fi ascultate. Nici o rugăciune nu va fi ascultată în afara caracterului său. De exemplu, lui e milă și vrea să vindece. Dar pe Pavel nu l-a vindecat. Deși stătea în caracterul lui să vindece, a existat un scop superior. Dar
toate rugăciunile care se acordează cu voia lui Dumnezeu vor fi ascultate. Lăudați să fie Domnul! Nu toate rugăciunile care se acordează cu caracterul lui Dumnezeu vor fi ascultate. Că atunci Pavel ar fi fost vindecat. Stă în caracterul lui Dumnezeu să fie milos, să vrea să ne vindece. Dar în cazul ăsta a spus nu. Însă toate rugăciunile acordate cu voia lui Dumnezeu vor fi ascultate. Și acum ascultați, Pavel spune, m-am rugat de 3 ori, până când trebuie să te rogi, până când Dumnezeu îți răspunde. Uneori, Dumnezeu nu-ți răspunde chiar la dorințe acordate cu caracterul său pentru ca să-ți dea o lecție cu privire la voia lui. Și după 3 rugăciuni, câte rugăciuni a făcut Pavel în total pentru ca să-i se ațepușul? 3. N-a făcut 4. După ce a primit răspunsul, vedeți, tema de astăzi nu este ascultarea rugăciunilor noastre, este răspuns la rugăciunile noastre. Ascultare înseamnă că întotdeauna ele sunt împlinite. Răspuns. Dumnezeu i-a dat răspuns și i-a spus, Pavele, harul meu ți este îndeajuns, lasă-ți țepușul acolo că avem nevoie de el. Eu am nevoie de tine și tu ai nevoie de țepuș. Și ca eu să te pot folosi în voia mea, trebuie să las țepușul acolo. Dar atenție, nu te ruga o dată de 2 ori, de 5 ori și pe urmă te oprești fără să fi primit răspuns la Dumnezeu, doar pentru că tu singur îți aplici situația lui Pavel și spui, a, probabil că Dumnezeu vrea să stau cu țepușul pentru că n-ai avut tu revelațiile lui Pavel. Pavel a trebuit să stea în smerenie. A primit prea multe revelații, asta a fost răspunsul Domnului. Dar, până nu primești un răspuns concret, roagă-te și dacă te rogi de 100 de ori. Amin? N-ați zis amin. Hai, ziceți că de dat în cap dați. Amin? De 100 de ori, roagă-te până primești răspuns. Dar când ai primit răspuns și Dumnezeu zice, nu e voia mea, nu te mai ruga, că atunci îl ispitești pe Dumnezeu. Mă opresc aici și rugăciunea pe care o facem și vom continua de seară cu aceste condiții ale răspunsului la rugăciune, frați și surori, haideți să începem să cerem, nu-i rușine să cerem. Pentru un pocăit este o onoare să ceară de la Tatăl său, de la Domnul său, ceea ce are nevoie. Haideți să cerem cu credință că Dumnezeu le are pe toate, le vrea și le poate, slăvit să fie în numele Lui. Și apoi, să vrem să-L cunoaștem din ce în ce mai mult, să-L cunoaștem pe Hristos, să-L cunoaștem din cuvânt, să-L cunoaștem prin Duhul Sfânt, pentru că cunoscându-L și acordându-ne voiei sale, vom face din ce în ce mai multe rugăciuni ascultate. Din ce în ce mai multe rugăciuni